Cum vă simțiți la 70 de ani și ce vârstă simțiți că aveți? Depinde. Înainte de meci, în general, am 150. După meci, dacă meciul reușește, atunci sunt tânăr, mai tânăr. În timpul meciului, cred că atunci devin tânăr. Vă simțiți încă în putere, tânăr? În sensul că o trăiesc ca și acum 20 de ani. Meciurile. De slavă Domnului, sunt bine. Deci și traversa și o perioadă bună la meci din octombrie, nu ați mai bine, dar aici te întrerup, pentru că în fotbal nimic nu este etern, deci nu vreau să vorbesc despre treaba aceasta. Care e diferența dintre antrenorul Bologna la 70 de ani și antrenorul Bologna de la 50 de ani? Cred că mai înainte eram mai sever, mai înverșunat, mai exigent cu antrenamentul, cu absolut totul. De atunci am învățat că sigur, anumite lucruri trebuie păstrate din toate astea, dar puțină suplețe mai accept din când în când. Nu prea mult, dar devin mai... Compromisia nu este ceva pe care neapărat trebuie să fac, dar din când în când o accept. E vorba de experiență, așa, păi vine cu experiența aceasta? Este vorba de un alt lucru, pentru că mi-am dat seama deja de mult că, de fapt, antrenorul este, în primul rând, un manager de un grup, un grup care este și trebuie să fie egoistă, cum să spun. Egoist. Trebuie să fie egoist. Astfel, trebuie să faci în așa fel să fie exigent, dar să le dai un anumit confort. Când eu am început această carieră de antrenor, atunci pentru mine 100 de metri era 100 de metri minimum. Pe urmă, sigur, am traversat o perioadă lungă și am avut diferiți președințe cu care am fost și am rămas prieten. Și unul dintre ei care mi-a spus, dar știi, dacă unul aleargă doar 98 de metri, care e baiul? Și eu explicam că în asemenea momente, de fapt, antrenez voința lui și dorința lui și nu cred că ar fi mai bine ca el să se simtă, practic, 98 de metri sau 100 de metri, cam același lucru, dar se simte și el mai bine sau te-a păcălit cu 2 metri, este așa de important. Uite, din aceste discuții, bineînțeles și alte exemple, îmi dau seama că în anumite momente atmosfera cu care jucătorul vine la antrenament, atacă meciul, ascultă sfaturile, este mult mai importantă. În ce stare de spirit este el? Adică din când în când este mai important decât un antrenament. Sunteți mai prieten cu jucătorii, să înțeleg, sau mai... Da. Da. Asta mă face să mă gândesc cu anii în urmă, în anii 2000, când ați avut, mă raportez la echipa națională, ați avut anumite divergențe. L-a scos pe Mutu din echipă, cu Ganea, cu celebrul
episod? Nu. N-au legătură. Nu vreau să spun care, dar tu știi foarte bine, depășeau pur și simplu bunul simț. Când depășești și nu vorbesc, aici e vorba de incidentul cu Ganea. Am și cu Italia. Când pur și simplu, nu cu Italia a fost. Dar n-are importanță. Da. Când depășește bunul simț, când depășește educația limită, aia care vine de la, cum se spune în românește, este un proverb de acasă, 7 ani de acasă. Este un proverb deosebit de bun și adevărat. Treburile astea nici acum nu pot să-i accept. Iar cu Mutu, pur și simplu, eu nu mi-amintesc că scoți din echipă, nu este adevărat. Ai ales pe altcineva, el nu este scos din echipă, nimeni, nici, și eu nu mi-amintesc când am scos Mutu din echipă. Nu a fost un, nu mi-amintesc că el ar fi fost un titular pe vremea aceea. Avea apariții deosebit de bune, simțeai talentul lui, anumite lucruri trebuiau să fie aranjate, dar eu nu mi-amintesc de conflict cu Mutu. Eu îmi dau seama foarte bine că această diferență de vârstă, nu numai care este acum, dar și mai înainte, când ai un jucător la 22 de ani, iar tu ești tânăr antrenor de 45-50 de ani, totuși diferența este mare, ceea ce tot timpul este o distanță între jucător și antrenor. Ei, distanța aceasta există, dar trebuie să fie o distanță suplă în care permite să ai să poți să muncești cu rezultate. Iar când, cum am spus mai înainte, când bunul simț și educația primară, sau cum se spune, este depășită, atunci alea nu sunt acceptabile nici când ești începător ca antrenor, nici când ești mai în vârstă. Ce ați schimba dacă ați putea să dați timpul înapoi la antrenorul Ladislau Delăni? Multe în ceea ce privește munca mea, cred că nu aș schimba nimic, pentru că greșeli toți putem să facem și facem. Iar faptul că încă sunt bine mersi pe suprafața apei și am petrecut marea parte a carierei mele ca antrenor în Occident și iertați-mă dacă spun că Occidentul totuși este partea europeană unde cam toți vor să ajungă, iar eu încă sunt dorit în această regiune, cred că vorbește de el însuși. Nu știu, vă așteptați sau v-ați gândit în momentul când ați îmbrățișat această meserie, când ați fost numit prima dată la Nancy, la 41 de ani antrenor, că veți avea o carieră atât de lungă ca și antrenor? Nu aveam în asemenea gânduri cât am să muncesc sau cum să muncesc. Doream eu tot timpul cred că tot ceea ce am obținut în viață, nu numai în sport, dar și în viața de toate zilele, prin seriozitate, prin muncă, prin gândire, am obținut. Deci în momentul când am ajuns antrenor la Nancy, nu mă gândeam o să mai antrenez aici 3 ani, 2 ani și pe urmă încă 20 ani dreapta în stânga. Voiam doar pur și simplu să dau satisfacție. Pentru că știam că satisfacția îmi prelungește viața în fotbalul european, în fotbalul occidental. Și cred că am reușit să dovedesc treaba aceasta, deoarece am intrat în cercul antrenorilor francezi într-o perioadă, și aparțin generației Platini, care
eu era o generație importantă și ca jucător, dar și ca antrenor, ei să rămâi în picioare între ei era printre ei, da, cum se spune, să rămâi în viață pur și simplu. Să rezici.